Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o etalare colectivă, foarte generală. În timp ce am amestecat cărțile, deja au apărut câteva mesaje. Știți că aceste de cărți, cei care ascultați de ceva timp, îl folosesc pentru situația generală și apoi intru în detalii. În timp ce am amestecat, s-a împărțit setul de cărți la diavolul și valetul de bâte. Posibil o atracție foarte magnetică între voi și cineva. Nu știu dacă s-a lăsat cu o aventură, dar s-a lăsat cu un anume tip de obsesie sexuală. Din cauza situației neortodoxe în care v-ați aflat în legătură cu această atracție foarte, foarte mare. În continuare, în timp ce am amestecat, au venit iar, ca să ni se confirme și nu cumva să uit, să vă zic, diavolul și trei de spade. Diavolul, în general, reprezintă căsătorie, căsătorie toxică, oamenii stau împreună sau contracte. Înseamnă foarte mult, într-adevăr, dar eu simt nevoia să vorbesc despre o căsătorie sau despre un contract care nu e tocmai onorabil. Oamenii stau împreună pentru așa zisa stabilitate și între timp li se mai aprind călcâiele. E normal, pentru că dacă nu au acceptat să stea în preajma cuiva pe care îi iubesc, între timp întâlnesc dragostea și dragostea se lasă cu suferință. Sunt trei spade aici legate. Trei ființe în acest moment sunt legate. Relația karmică, cei doi karmici sunt legați prin contract, prin acea toxicitate, frica de instabilitate, frica de singurătate, nevoia de a avea niște finanțe, să zic, poate că unul asigură stabilitate financiară, celălalt asigură sex, eu știu ce mâncare bună, ce asigură în acea relație karmică și apare un adevăr care nu poate fi spus bancă, nu că nu poate fi spus, este și blocat. Apare personajul care vine cu ceva nou, cu acel as de spade, încă nemanifestat, cu alte cuvinte, temeiul. Nu poate fi manifestat din cauza că e blocat din fașă. Blocat? De ce am zis mai devreme? Poate nu-i vorba musai pentru toată lumea de o căsătorie. Poate este vorba de un personaj care este deja legat karmic de o altă situație. Poate să fie propria familie. Poate să fie un contract la locul de muncă. Poate să fie adicțiile. Frica de singurătate aduce, eu știu, adicție pentru băutură, droguri, femei, bărbați, hăinuțe, mall-uri, shopping. Puteți să spuneți mai multe. Unele sunt mai grave, altele mai puțin grave. Peste unele se poate trece mai ușor, peste altele mai greu. E nevoie de multă muncă interioară. Probabil că din acest motiv mă simt și de câteva zile foarte încărcat, așa o presiune sufletească de nu știu de ce, nu știu de ce. Simt o suferință, nu știu, nu cred că e a mea, nu cred că e a mea. Eventual, dacă ar fi a mea, se adaugă suferința altor persoane, altor oameni care suferă și am canalizat, să zic, am conectat la energia lor. Nu întâmplător am început cu energia colectivă. 5, 3 și 15 să însemne ceva. Oh, poate pe 15 martie. Poate pe 15 martie frumos ar fi să vă eliberați. Hai să vedem la capătul setului de cărți. Da, încă 4 de cupe. E un refuz. Cineva a refuzat să intre eventual într-un triunghi amoros. Sau cineva a refuzat să se întâlnească. Opa, și dragoste. Patru de cupe. A refuzat dragostea și pasiunea. De ce? Pentru că încă are de transformat ceva. Regele de cupe și exact adere mama de sau regina de spade. Dragostea adevărată, dar nespusă. Interesant, acest rege de cupe. Cupa este neagră. În ce sens e neagră? E în umbră. E neexprimată. Și sabia e în jos. E neexprimată. Și totuși există. Nu încercați. Și eu uneori fac această greșeală. Femeile, în general, fac această greșeală. Să-și închipui că dacă cineva nu exprimă dragostea, nu le iubește. Nu, să știți că sunt. E o chestiune și de mercur și de lună.
și de alte situații complicate. Dar până să fie complicate, complicată e harta natală a lor și poate și a noastră, că atragem asemenea oameni. Doi de monede. Un personaj nu știe dacă să exprime dragostea sau să o refuze. Patru de cupe refuză. Sau să refuze pasiunea și dragostea în același... Interesant, avem 6 și 15, care se reduce tot la 6. Și din cauza că neexprimată această dragoste, această dragoste devine și mai obsedantă, și mai obsesivă, și mai enervantă, că e dureroasă, doare, doare. Deja este blocat asul de spade, am zis. Cineva încearcă să și blocheze gândul, că asul de spade înseamnă și în jos, înseamnă meditație, gândire, scriere. Pentru mine. Cineva și refuză să scrie, refuză să scrie în jurnalul său sau în sufletul său. Da, iubesc. Acum, când o să mărturisesc, e o altă problemă. Dar și de asta este teamă. Blochează. Blochează pentru că știe eventual că este într-o situație. Sau dacă nu e vorba de ce am zis, pentru că e o etalare colectivă, or fi alte situații în care persoana care nu poate să exprime dragostea este în lanțuri dintr-un punct de vedere. Variază de la una. Dar hai să mai vedem situația generală. Poate totuși chestiune de bani. Mai apare ceva în plus legat de această situație generală. Faetonul, da, e nesigur. Ar vrea să vină și încă nu s-a hotărât. Faetonul, zodia racului, eventual în opoziție cu Capricorn. Pentru unii avem și semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar nu obligatoriu. Pentru mine sunt doar semne, energie, nu neapărat zodiile voastre. Mai vedem ce altă zodia. Lumea. Posibil situația este peste hotare. Aveți mult de călătorit ca să manifestați acel as de spade, acel temei se manifestă greu. Da, frumos ar fi să se încheie acest capitol. Lumea înseamnă și un capitol încheiat. Hai, ia uite, doi de cupe. Totuși cineva speră la această întâlnire. În secret visează că se va manifesta această reuniune, această împăcare. Cineva visează în secret, dincolo de conflicte, de bătăliile interioare, exterioare, cineva încă speră. Că sunteți voi, că sunt ei. Dar o să fie și ei. Chiar dacă voi nu credeți. Și doi de cupe înseamnă măcar prietenie. Dragostea se poate manifesta în multe feluri. Parcă am mai citit cumva, nu știu, să vă trimit spre acel, nu mai știu nici, o să caut în trecut. Spre acel link în care citeam din Khalil Gibran. Ia uite, 7 de spade. 7 de spade. Nu știu cât fuge, că aici stă această vulpiță, ascunde acest adevăr. Exact. Cineva încearcă să pară detașat. 6 de spade, detașare mentală. Dar apare încă un as. Vedeți, într-o altă direcție. Ah, interesant. Opa! Dacă până acum cineva nu a arătat dragostea, mai, din cauza distanței dintre voi, vedeți că sunt direcții diferite. Vă urmărește acest personaj, chiar dacă încearcă să pare detașat, chiar dacă a trebuit să plece de lângă voi, probabil că pe lângă bucurie și atracție, le-ați tulburat un pic apele. Dar eu simt că... Dar... Uite, faetonul, rac, zodia racului, în mod special. Determina să exprime, da? Să iasă din această... Zic încarcerare pentru că acest cuvânt e important pentru unii dintre voi. Dar este și un blocaj mental, este și o teamă. Teamă de a manifesta ceva nou. Acel nou fiind dragostea. Mai nu cadă. Iute, justiție. Ia, o chestiune de dreptate.
de tribunal, poate. Poate divorț, poate o separare de acele lanțuri despre care am vorbit mai devreme. Dar ce interesant aici este un alt as de spade despre care am vorbit mai devreme la 3 de spade. Am senzația că această lună, ori fi și frici, ori fi și niște chestiuni care țin de o energie feminină negativă, manifestată în diferite feluri. Și când vorbesc de energie feminină negativă, poate să fie o altă energie, o altă femeie, poate să fie mama cuiva, sau emoții. Emoții care țin de receptivitate în fața dragostei. Astea sunt chestiuni care țin de energia feminină pe care și bărbații ar trebui să... Adică, wow! Dar adesea bărbații, prin educația primită, fug de așa ceva. Fug. Însă, am senzația, am zis mai devreme cu acest șapte de spade, că dacă nu s-a spus adevărul, eu cred că în curând se va spune. Cineva vrea să lase... Exact, așteptam o altă confirmare. Cineva vrea să lase în urmă această lume, acest capitol, care a manifestat diavolul în diferite feluri. Variază de la om la om. Dar acolo, în acel capitol sau capitole, s-a manifestat diavolul. O energie toxică. Dar apare 6 de spade, da? Care înseamnă eliberare, călătorie către ce? Către dreptate. Și asul de spade încă nu poate fi spus ceva, probabil asul de monede, probabil 2 de cupe, dorința de împăcare sau de prietenie sau de, da? Ceva nu poate fi spus încă din niște motive. Poate să fie chiar de securitate. Dau un exemplu. Dacă cineva pleacă de preajma unui narcisist, narcisistă, bine ar fi să plece într-un mod strategic, 7 de spade, înspre o altă relație echilibrată, în care cei doi, chiar dacă sunt diferiți, nu se atacă. Ba, încearcă să găsească drăguț. Probabil că sunteți, unii dintre voi, poate că sunteți semne opuse și dacă nu neapărat semne, aveți aspecte pe ascendent, descendent, nodul nord, nodul sud, opoziții. Aveți planete în opoziție, orice opoziție e opoziție, da? Dar găsiți soluții, gândiți-vă. Acest probabil personaj încă nu spune, pentru că are ceva de descoperit, soluția, prin care cele două poziții se pot împăca în sensul practic cu asul de monede. Pot crea ceva din această experiență. Simt nevoia să pun și asul de monede. Are, se va manifesta, uitați, după o mare, mare, mare trădare, mare durere. Din cauza aceasta s-a amânat acest as de monede, s-a amânat, dar dacă vă păstrați credința, ia uitați, diavolul reapare. Probabil aspecte care țin de, cu 8 de monede, de bani. Cineva a stat într-un contract, într-o relație, în ceva. S-a legat pentru bani, într-o formă sau altă. Aici este. Însă aș vrea deoparte, da? Da, ia uite. Două persoane și a treia. Dar, chestiune care țin de contracte, de bani, de echilibru. Dar există dorința de a se lucra, de a lucra pentru această, aș spune, împăcare și reechilibrare. Ia uite, cu 6 de cupe. Reechilibrare. Să vedem. Aș vrea, știți ce vreau acum să aflu? Persoana care a experimentat toxicitatea, diavolul, obsesia, și persoana care a fost corectă sau mai corectă sau mai puțin toxică, că toți, nu e nimeni perfect, da? Mai puțin toxică și persoana care a devenit obiectul sau subiectul obsesiei celuilalt. Hai să vedem despre diavol.
Trei de monede. Magicianul și... Uite. Magicianul, justiția. Aș spune că acest personaj vrea să manifeste o discuție corectă, în care să vorbească despre, să vorbească cu o trecută, să vorbească despre, sau să se elibereze, sau și una și alta, despre această încarcerare. Și zic acest cuvânt pentru că este foarte important, se manifestă simbolic, metaforic, mental, emoțional, poate chiar și practic pentru unii. Un soi de izolare în gânduri, un blocaj. Că e vorba de eliberare de acest blocaj, că e vorba de legământ pe care cineva l-a făcut și de care se vrea eliberat, cu regina de spade, să taie stringurile și să manifeste ceva nou, acest diavol, posibil să fie la locul de muncă sau pentru bani. Pentru bani cineva a stat într-o relație. Și a apărut a treia persoană. Care probabil că vorbea și a atras atenția. Dacă a vorbit, a atras atenția și a zis, opa, ia că așa, ce zice? Vedem, despre diavol. O dată, două ori, o trei ori. Iată, nu mă așteaptă. Justiția, ia uite, chestiuni legale, contract, poate să fie și căsătorie pentru bani. În care au fost multe argumente. Certuri, invidii, jocuri mentale. Dar apare și moartea. Acest personaj nu mai vrea confuzii, nu mai vrea opțiuni, nu mai vrea cai verzi pe pereți. Vrea să se elibereze. De ce? De minciuni. Vrea să se elibereze de minciuni. Poate că vorbesc totuși despre diavol. Nu vorbesc musai despre persoana, deci diavolul fiind persoana care a devenit obsedată de această situație. Nu neapărat că ar fi vreun diavol. Vă rog, încercați să nu luați chiar cuvintele mutamu așa. Sunt niște etichete. N-avem cum să-i zicem decât așa, deocamdată. Persoana... Doi de monede. Chiar apare. Nu știe ce să facă. Acest personaj încă nu știe. E între două lumi, aș spune. E între două lumi. E între două situații. Una în care acest contract acest personaj trebuie să învețe să pune granițe personale. Haide-mă o carte că văd că nu mă lasă să le tai totuși odată. Iată, nu mă lasă. Asul de spade, exact ce am zis. Eliberarea. Asul de spade e mâna justiției. Și aici sunt două cupe. Talanții tot cupe sunt. Trebuie să fii într-o relație echilibrată, emoțional și spiritual ca să poți manifesta adevărul. Altfel nu se va manifesta acest adevăr. Aș spune că acest personaj nu știe ce să facă, să spună adevărul și apoi să rezolve problemele în justiție sau contractuale sau financiare sau chiar căsătoria sau invers. Ia 8 de spade și 4 de bâte, o căsătorie în care acest personaj, o casă, dacă nu e căsătorie, e casa părintească, care acest personaj se luptă. Acolo sunt tot timpul lupte pentru putere. Cineva tot îi că de-aia e diavol, de-aia e toxic. Uneori e bine să ai compasiune și pentru acel diavol. Nu vorbesc la modul general, ca și concept, ci ca și energie cu care vine această carte în tarot. Pentru că înseamnă frici, înseamnă obsesii. Din ce motive? Pentru că acasă au fost, ia uite, lupte. Pentru putere, pentru bani. A fost o legătură, un program mental foarte... Hai să zic nesuferit, la modul cel mai plăcut. Ia dăm asul de spade, clarificăm asul de spade. Asul de spade. Încă nu știe ce spune. Oh, de ce de cărți?
încă nu știe acest personaj. Posibil cu doi de monede să fie marcat și în fecioară, că e a doua zodie de pământ. Avem și iar Capricorn, nu fecioară, Capricorn. Poate și ceva, Taur, rămâne de discutat. Ah, da, Taur, fecioară, Capricorn. Pentru cine vrea să fie. Deci, asul de spade a fost clarific. Iau, ce frumos. Aici este persoana care nu e toxică. Persoana care vindecă, care inspiră la independență și libertate, nu libertinaj. E diferență între libertinaj, cavalerul de bâte. Mă simt bine, plec, vin. Acela este libertinul. Și aici este persoana liberă, să gândească cât mai înalt. Care e respectată, se respectă, se îmbracă frumos, dar poate să fie vulnerabilă și nu vorbesc de goliciune trupească, vorbesc de vulnerabilitate. Își ascunde anumite calități, dar dacă e nevoie, poate să vorbească și despre defectele sale. Ca să arate că, uite, așa ne vindecăm. Da? Nu intri în baie, în lacul acesta sacru, în apa sacră. Nu intri îmbrăcat, nu intri cu... Eventual, în sufletul cuiva nu intri încălțat. Te dezgolești. Ei, despre acest lucru ar trebui vorbit asul de spade. Cineva să-și ceară scuze. Eventual să exprime o părticică din emoțiile acelea neexprimate. Din dragostea aceea pe care a simțit-o în preajma acestui personaj. Pentru că n-ai cum. Până și diavolul, și vorbim din energia, când vorbesc despre diavol, din perspectiva tarotului, nu religioasă, da? Dar până și diavolul se poate adăpa, se poate simți bine în preajma ființelor sacre. Sau pure, acum, iar nu vreau să vi se vă bubuie ego, vai ce sacri suntem. Dar suntem, dintr-un punct de vedere, suntem fărâmă de divinitate. Fărâmă. Cu măsură, vă rog frumos. Dar suntem fărâmă de divinitate și fărâma asta înseamnă foarte mult pe acest pământ. Este imens de mult. Da? Dacă ar fi să... Și fărâma de divinitate, dacă ar fi să calculați în perspectivă cu... Sau din perspectiva infinitului, fărâma e imens de mult pe acest pământ. Și pământul e o fărâmă de materialitate în acest univers infinit, creat de Dumnezeu. Ia uite. Am vorbit despre ego-ul cuiva, posibil ego-ul cuiva a fost rănit de strălucirea altei persoane. Pentru că acest personaj a fost pus la pământ tot timpul. Gândiți-vă, oamenii care se poartă dezechilibrat, să zic, au avut un trecut, au motive. Și dacă nu în această viață, au din alte vieți motive. Cu alte cuvinte, totuși, compasiunea stelei, reginei de cupe, regelui de cupe sunt binevenite. Despre aceste lucruri ar vrea acest personaj care a făcut o obsesie pentru persoana. Oarecum, mai bine, poate și acest nou de monede și steaua a experimentat cândva trădări, dureri, poate chiar și acum în această situație, simte nevoia să se vindece, să revină la individualitate, la independență. Dar știe ce are de făcut diavolul încă. Singurul lucru care îl știe că are de făcut este eliberarea de acele lanțuri. Că n-ai cum să te vindești cu lanțurile. Nu? N-ai cum. Greu. Dar e drăguț. Iar simt că acest personaj vrea să se lupte pentru a demonstra ceva. Nu știu, 7 este... Nu știu, pentru că variază. 7 numărul acestui an. În acest an, acest personaj vrea să demonstreze ceva. În primul rând că s-a trezit din această durere, că vrea să strălucească dincolo de umbrele în care a stat și de durerile pe care poate le-a și provocat, nu doar sieși, cât și altora, și vouă și altora, și vrea să meargă înspre 10 de cupe. Ia uite, și îndrăgostiți, înspre o dragoste perfectă, înspre victorie. Și să blocheze regele de monede. Poate e un alt personaj, poate este un stil de viață, regele de monede, în general, este foarte practic. Da?
cu gândul doar la bani, mașini, case, lucrușoare. Taur, Fecioară, Capricorn. Ați spune că e imposibil, dar în vremurile acestea multe lucruri care par imposibile se pot manifesta. Iată, în timp ce vorbesc, apare roata norocului. Las la mijloc? Lăsăm la mijloc. Roata norocului. De la minciună se poate ajunge la adevăr. Iată, minciună, roata norocului, adevăr, vindecare. Frumos, victorie. Hai să vedem despre personajul care este capabil de vindecare, care inspiră independență în sensul frumos al cuvântului, care stă pe picioarele sale financiar, poate nu fi vreo bogăție, dar îți poți plăti taxele. Și în aceste vremuri e ceva, da? Și să ai hăinuțe plăcute, e un Venus. Venus în Fecioară, dar nu obligatoriu în Fecioară, e un Venus. Poate să fie un Venus în casa noua sau poate să fie dorința de a... Noi, casa noua, educație, o persoană educată, doritoare să se să crească spiritual și financiar, pentru că e conștientă și de materializarea visurilor sale pe pământ. Interesant, cred că acest Neptun, când va face Saturn conjuncție cu Neptun în Pești, se va materializa un vis. Hai să vedem despre persoana. Care este subiectul acestei obsesii în sensul, cred că e în sensul bun al cuvântului. E o dorință obsedantă de a schimba viața în bine. Nu știu, mie, la mine așa apar etalările, la alții să apară cum or vrea. Interesant. Acest personaj, regina de cupe și regina de băte. Masculin și feminin, într-una, apropo de justiție, echilibrată persoană, doi de cupe, poate, sunteți sufletul lor pereche, poate, adică nu poate, cu siguranță, măcar un suflet pereche sunteți, și asta nu înseamnă că veți fi musai împreună pentru unii, poate pentru alții nu, sufletele pereche le întâlnim ca să ne aline, să ne susțină, să ne ajute și un doctor poate să fie sufletul tău pereche, la un moment dat te vindecă sau îl vindecă, cum e doctorul care l-a vindecat pe tata, la un moment dat cândva îl consider sufletul nostru, al familiei pereche, să zic, sau al tatălui sau al meu, eu așa l-am considerat. Am dat un exemplu, sau profesor, sau oameni care ne ghidează. Aici este persoana care inspiră această dorință de schimbare. Steaua, și aici apare energia vărsătorului, probabil planete în vărsător sau planete în casa a 11-a, planete în casa a 9-a, spirituale, da? Conceptul este foarte spiritual aici. Aici se vede mai bine. Persoana aceasta este și empatică, avem apă și la stea, nu vă fixați doar pe vărsător, vă rog frumos. Avem peștera, scorpion, avem leu, săgetător cu casa noua și ceva berbec eventual, casa întâi. Cu alte cuvinte, acest personaj, dacă sunteți voi și mai bine, dacă sunteți aici, gândiți-vă. Acest personaj care inspiră această obsesie de a-și schimba viața în bine, de a deveni mai bun, de a deveni corect, de a deveni echilibrat. Exact ce am zis mai devreme. Această persoană, vedeți cum pică aici? Chiar sub justiție. Am zis alb și negru. Își echilibrează energiile feminine și masculine. Când e vorba... Bărba femeie nu contează. Poți să fii femeie. Când e vorba de acțiune, ești în acțiune. Și nu oricum. Inspiri autoritate, creativitate, încredere. Ai încredere că ceea ce ai de făcut vei face bine. Pentru că ai mai avut reușite și ți-au ridicat și stima față de tine, dar și încrederea în ajutorul divin. Acest personaj, că e bărbat, că e femeie, este plin de compasiune, de empatie, de înțelegere, de sensibilitate. Nu e doar masculinitate și feminitate. Poate să și plângă. Chiar dacă e bărbat, poate să și plângă. Și acest personaj se implică total. 10 de băte. Uneori până la epuizare. A trebuit, ia uite ce a, în primul rând a trebuit
s-a consumat foarte mult, acest personal s-a consumat foarte mult fizic în această situație. Am vorbit de o aventură de libertinul, libertinul versus persoana liberă. Aventurosul versus persoana care are mintea deschisă, open-minded. Sper că e corect. În fine, da? Da, suflete pereche, v-ați mai întâlnit în altă viață, v-ați întâlnit și în viața aceasta, de ce? Ca să-i învățați ceva, pentru că nouă de monede învață, adică predă în sensul ăsta, predă. E casa noua a lui Jupiter. Steaua inspiră, arată drumul. Ce? Să-i învățați să-și recapete controlul, să fie în autoritate, în sensul bun al cuvântului. Controlul uneori chiar e necesar, mai ales când ai de-a face cu oameni care sunt obsedați de sex, de chestiuni fizice, materiale, fizice în sensul de sexuale și materiale, ai nevoie să fii în control. Probabil că ați fost în control, dar fiind în control în această situație, va consuma și pe voi. Caută regele de monede. Știți, simt că nici mă lasă să vorbesc. Nu sunteți voi regele de monede. Chiar dacă voi sunteți nouă de monede, bărbați, femei, nu contează. Nu sunteți voi regele de monede, sunt ei. Pentru că ei au devenit fixați pe materialitate până să vă întâlnească. Și urmează să se schimbe eventual. Pentru că apare turnul, trezirea. Trezirea, că există dragoste în lume, că fără dragoste poți să ai tu câte averi poți să ai, da? Fără dragoste ești singur în relația respectivă. Aceea, karmică, despre care am vorbit la diavol. 5 de monede, 5 de cupe. În momentul în care s-a produs separarea dintre voi, vedeți că sunt două persoane care privesc în direcții diferite. Bărbat, femeie. Femeie, bărbat, doi într-unul. Deci aici este un singur personaj în echilibru masculin-feminin yin-yang, în justiție, în balanță, da? Și nu vorbesc de zodie. Și aici celălalt personaj. S-a produs separarea dintre voi. Și iar apare cavalerul de spade, dorința de a comunica a acestui personaj. Că ce? Că e dor. Că s-a simțit singur, că s-a simțit în afara norocului, în afara norocul fiind iubirea pe care l-ați oferit-o. Și când vorbesc de iubire, poate să fie prietenie, poate să fie compasiune, empatie. Nu mă gândesc mult la chestii erotice, deși atracția a fost, da? Pentru că apare regele de bâte, bărbați, femei, ce ați fi, am zis, sunteți și sensibili, și empatici, și educați, măi, dar sunteți și atractivi. Dacă sunteți voi. Sau ei, în fine, cine o fi aici. Ești foarte sexy. Și vedeți cum? Regele de bâte a venit deasupra reginei de cupe. Cu alte cuvinte, atrage mai mult aspectul vostru fizic, șarmul, și apoi lumea descoperă, stai că de fapt este o persoană educată, blândă, care vindecă, care alină, da? Și care merită măcar niște scuze. Rămâne de văzut cum va fi exprimat. Și poate nu sunt scuze. Poate va fi exprimarea cuiva a faptului că simte niște lucruri în preajma voastră. Și e mare lucru. Mare lucru din partea unui personaj care nu e obișnuit să simte sau nu e obișnuit să exprime ce simte. Mai dăm o carte despre subiectul acestei obsesii. O, ceva invers. Temperanța, echilibru. Am zis că v-a dezechilibrat. V-a dezechilibrat acest personaj. Pentru că el în sine, vedeți, apare după regele de monede. El în sine era dezechilibrat. 14 în jos merge ori către 15, ori către 13. Vedeți? 15 fiind ce? Diavolul.
persoană dezechilibrată, concentrată pe chestiuni materiale, stabilitate, în condițiile în care viața oricând baie, ba nu e. E o iluzie stabilitatea. Un personaj care n-are credință, care nu crede în Dumnezeu, nu crede în îngeri, nu crede, cred că nici în oameni, n-a crezut nici în suflete pereche, dar, am zis, 14, fiind în jos, merge ori către 15, ori către 13 moarte. Cu alte cuvinte, acest personaj e conștient că trebuie să se transforme. De-aia am vorbit încă de la început. Ia uite, Marea Preoteasă. Refuzul vostru, voi ați intuit ce este. Și ați refuzat situația. Urmează să se vindece la un moment dat, dar mai dă o carte pe regele de monede. Pe de-o parte, v-a dezechilibrat, dar... Ia uite, regele de monede, cavalerul de cupe și 8 de spade. Cineva vine și spune, nu mai sta, nu mai sta în această gândire, în această situație. Nu mai sta legat la mâini și la ochi, te poți dezlega oricând. Uite, ai suflet. Dovada este că îți spun sufletul apropo de vulnerabilitate pe tavă. Îți povestesc despre suflet. Despre Excalibur. Excalibur. Am pus accentul. Poate cineva are alt accent, nu știu. Am pus accentul diferit. Despre Excalibur. Îți povestesc despre Sfântul Graal. Se poate. A fost o situație din care poți ieși, apropo că e casa 8-a Scorpionului, moarte și renaștere, te poți transforma. 6 de cupe, împăcare, suflete pereche, iau, ceasul de monede, iar. Ceasul de monede înseamnă foarte mult. Cineva dorește împăcarea. Dar asul de monede înseamnă un proiect, un început sau chiar un cadou, se poate manifesta diferit. În momentul în care cineva se transformă, după un timp, vine la persoana care a inspirat această transformare cu măcar un cadou astfel de monede. Cu ori fi flori, cu ori fi mai mult, variază de la om la om. Poate să fie un proiect, hai să lucrăm împreună, că acum pot, acum sunt în echilibru, acum sunt vindecat, vindecată. Dar, hai să vedem regele de monede, te rog frumos. 4 de cupe. Da, a fost refuzat. Sau poate chiar el a refuzat dragostea și acum regretă. Ia uite, de ce a refuzat? Că s-a gândit foarte mult la bani. La familie, la job, la eu știu ce afaceri. Ce... Dăm și pe temperanță, pe echilibru invers. A, regina de cupe sunteți voi, cei care oferă dragostea. Cavalerul de cupe care a venit către 8 de spade, ei sunteți voi. Ați oferit ceva, o discuție despre suflet, spirit, într-o formă plăcută, despre adevăr într-o formă, despre justiție divină, despre karmă într-o formă plăcută. Și totuși, nu, lasă-mă, mă duc cu băieții la o bere sau cu fetele la shopping. Na, hai să zicem, bogă și fetele să nu mai considerați că doar fetele sunt bune. Da? Ia uite. Echilibru? Invers. A fost clarificat. Ia uite. 3 de spade. Păi da. A zis că v-a dezechilibrat, că și voi suferiți după această situație. Dar acum vă judecați. Vă judecați, vă analizați, vă conectați la îngerii voștri. Vă dați seama că, într-un fel, v-au îndepărtat de... V-ați îndepărtat oarecum de intuiția voastră la un moment dat, de îngerii voștri protectori, dar urmează să ascensionați. Cei care sunteți aici în poziția aceasta, sau cei care sunt, că poate nu sunteți voi, sunt ceilalți, cei care sunt și inspiră vindecare, își dau seama că e o chestiune de experiență, de testare interesant, înainte de ascensiune. După această suferință, mai. Da? După această suferință și în momentul în care veți împăca acest blocaj, să zic, al vostru, al lor, cât și al vostru, a fost și al vostru, că altfel nu ați căuta și nu ați asculta această etalare, în momentul în care veți împăca aceste lucruri și vă veți reveni încetişor, unii mai repede, alții mai, vă veți echilibra.
vă dați seama deja de acum, poate mai încolo să vă dați seama, că a fost un test înainte de ascensiune. Aici vreau să zic, un test înainte de ascensiune. Eu am spus, și e un citat care, pe care l-am mai pus-o pe Facebook, l-am închis, iar trebuie să-l deschid. Am murit de 1000 de ori și de 1000 de ori am învățat să renasc. Judecata. Acest personaj va renaște. Că sunteți voi, minunat, felicitări. Că sunt ei, urmați-le exemplu. Dacă sunt ei. Hai să vedem. Sfat. Scapă. Iah, ce-a sărit. Ia uite, go wild. Probabil că ei. Așa, iar voi luați o gură de aer, faceți o baie, eu știu ce arome plăcute. E luna, nu are legătură cu luna. Luna plină în leu poate să însemne ceva pentru cineva. E egoul cuiva care înnebunește în această perioadă. Go wild. Dorința de împăcare a lor, dar și conștienți că neschimbați n-au cum să vină la voi. Iar, ce frumos, aveți încredere în univers. Aveți încredere în univers. Haideți încă câteva. Mai, am vorbit de încarcerare, de cușcă, de gratii. Ia ca cineva trebuie să înțeleagă unde sunt gratile și unde libertatea. Unii au crezut că libertatea este în spatele gratilor. Păi, da, ce iluzie. Asta e. Dar trebuie să experimentând moralitatea, au crezut că dacă sunt prea morali, ce chestie, își limitează potențialul. Dar din potrivă. Deci, integration, moralitate. Hai să vedem ce aveți de făcut. Ce ar trebui să faceți voi acum? Sau să iau tot așa pe... Uite, să aveți încredere, trust. Aveți încredere, trust, trust. Aveți încredere în Dumnezeu, în univers, în ce vreți voi să aveți încredere. Ia uite, așa și așa. Nu doar pe astea care au ieșit. Nouă de monede. Concentrați-vă pe succesul vostru. Sau poate cineva va veni și vă va ruga să colaborați într-un proiect care vă va aduce succes. Încă niște roade, pe lângă cele pe care le-ați produs până acum. Concentrați-vă pe asta. Ce-a mai apărut? Ia uite, interesant, traveling și... Aha! Acest personaj concentrat prea mult pe bani. Eliberați-vă de acest personaj, eventual de influența lor. Traveling e un soi de 8 de bute. Posibil pentru unii personajul care a fost fixat pe bani, pe averi, pe falsa stabilitate, să renunțe. Posibil, în fine. Oricum, ar fi, ascultați-vă vocea interioară, este marea preoteasă. Ascultați-vă vocea interioară și aveți încredere, da? Aveți încredere în univers. Comparați situațiile, uneori e bine să comparați, chiar dacă e 5 de spade aici, este într-un alt context, și fiți receptivi, vindecați-vă. Fiți receptivi către toată energia pozitivă pe care Universul vă trimite, într-o formă sau alta, chiar dacă uneori doare. Doare și procesul de vindecare, dar, am zis, aici sunteți, e persoana care inspiră vindecarea. Echilibru duce către moarte. Moartea înseamnă transformare, renaștere cu judecata. După care urmează, știu, o altă experiență. Nu e ușor. Și având o pe regina de cupe, nu e ușor să simți. Apropo, cum am simțit eu zilele astea, sper acum cu această etalare să treacă. Nu e ușor să simți durerea altora. Nu e ușor. Dar judecați, gândiți, rugați-vă. Trebuie să mai și gândiți, nu doar să simțiți. Și să alegeți corect, să ascultați nu doar intuiția voastră și îngerii.
Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Ciao, ciao!